Salut, vărsători! Voi face citirea pentru săptămâna 14 noiembrie, 20 noiembrie. O săptămână mai liniștită, o săptămână în care veți primi horoscopul. Veți vedea că veți avea, vom avea toți două piramide care sunt pe semne de apă, dar și pe semne de aer. Într-un anumit moment, deci într-o singură zi, o singură zi pentru fiecare piramidă, gândiți-vă, dar toată această săptămână este sub semnul unui triunghi minor. Deci am putea spune că este o săptămână cu mai puțină tensiune și mai puțină frustrare. Cu Venus făcând ingresul în Săgetător și cu Mercur. Haideți să vedem. Aveți blocaje, aveți niște probleme totuși de rezolvat, dar aveți tot ce vă trebuie pentru a rezolva aceste probleme și pentru a merge mai departe, a continua ceea ce aveți de făcut. Voi aveți o comunicare foarte rapidă cu persoanele cu care sunteți în relații. Este o comunicare foarte bună, comunicați repede, pe internet și totul este bine. Creativitatea voastră. Începeți să creați ceva. Este o creativitate care este la început. Promite foarte mult. Este admirată de ceilalți. Dar trebuie să vă gândiți că această creativitate trebuie să fie organizată genial pentru a primi ceea ce vă doriți. În ceea ce privește cunoașterea, călătoriile, cunoașterea aprofundată, spirituală, cursuri, examene, aveți turnul. Am putea spune că voi ați clădit un adevărat edificiu al cunoașterii, al puterii voastre. Această turn se dărâmă sub fulgerul lui Marte. Acest turn vă aduce cu picioarele pe pământ. Veți vedea greșelile, imprudențele pe care le-ați făcut și acum puteți să corectați, să acceptați stagnarea, dar puteți să și corectați greșelile și să construiți acest turn fără greșeli, fără imprudențe. Resursele. Resursele voastre depind, pare, de o regină de cupe, de o femeie cu ascendent, zodie, lună plină în rac. Avem semnele racului, care vă arată sentimentele, vă înțelege. Este o femeie înțelegătoare, sentimentală, cu gândul la trecut, la părinți, cu iubire pentru familie, familia ei. Și, bineînțeles, sentimentală, dar și schimbătoare. În ceea ce vă privește la locul de muncă sau legat de sănătate, aveți speranțe, speranțe foarte mari să vă împliniți un vis, să ajungeți acolo unde vă doriți la locul de muncă sau să vă rezolvați o problemă de sănătate. Este acea speranță care vă face să vă contopiți cu natura, să faceți schimbul de energie, de vitalitate. În schimb, la carieră, în carieră voi trebui să vă împăcați cu cineva. Este menirea voastră să vă împăcați cu această persoană, să vă înțelegeți, să ajungeți la o armonie, să cedați și voi, dar cedează și celălalt, astfel încât să ajungeți la armonie, la înțelegere, la împăcare.
Comunicarea voastră cu apropiații, frați, surori, vecini, voi comunicați cu ei, dar totuși nu vă dați seama că de fapt trebuie să fiți foarte atenți. Între ei se ascund și persoane care sunt rău intenționate, persoane care nu vă doresc chiar binele și este bine să vă păstrați scopurile pentru voi. Este singurul mod de a ține totul sub control. Și, bineînțeles, într-un contract, într-o asociere sau legat de un proces, voi vreți să luați o schimbare, o schimbare care să vă aducă o stare de bine, să vă aducă liniște, armonie, înțelegere, să mergeți spre ape liniștite, să scăpați de apele agitate, să scăpați de agitația din jur. Vă doriți această liniște. În schimb, în relațiile cu prietenii, cu protectorii, asociații profesionale, aveți o veste. O veste care nu vă dă o stare de bine și nu puteți să luați o decizie. Observați că trebuie să luați o decizie, vă dați seama că nu puteți să vă concentrați, nu puteți să vă folosiți mentalul pentru a rezolva această situație și a lua o decizie. Acest lucru vă dă o stare de agitație, din care ați putea ieși foarte simplu, folosindu-vă în primul rând de recreere, să vă recreați, să vă eliberați mintea, să vă eliberați gândurile, astfel încât să puteți pe urmă să vă concentrați și să rezolvați această situație. Să vorbim despre familie, schimbări, sacrificiu, karmă. Am zice, aici aveți familia, căminul, sau putem vorbi de o situație în care este vorba de ceva din trecut, unde arătați această iubire, revărsați această iubire atât pentru voi, cât și pentru cei din jur. Le arătați această iubire, înțelegere, iubire, armonie, o armonie cu divinitatea, sunteți în armonie cu toți cei din jur. În schimb, schimbarea voastră este împăratul. Împăratul este o persoană autoritară, este o persoană în vârstă, cu ascendent zodie în berbec, o persoană care încearcă să vă dea sfaturi, să vă ajute. Este o persoană care poate fi, să zicem, un soț, un frate, un părinte sau poate chiar un șef, care vă aduce schimbarea prin transformarea, prin sfaturile pe care vi le dă. Este o persoană care luptă pentru adevăr, pentru dreptate. Dă un aspect destul de benefic acest berbec, fiindcă întotdeauna este o autoritate care vrea să vă supravegheze, să vă ajute, să vă înțeleagă. Este un aspect foarte benefic, fiindcă el întotdeauna luptă pentru dreptate, pentru adevăr. În ceea ce privește sacrificiul vostru, sau poate secretul vostru, este un rege de monede. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în Taur. Poate să fie și secretul vostru, să vă descurcați mai bine cu banii. Este o persoană la care apelați pentru bani, pentru un ajutor pecuniar. Dacă sunteți femeie, poate să fie și o relație pentru voi cu acest rege de monede. Este capabil să vă ajute, să vă ajute să vă rezolvați o problemă financiară sau, dacă sunteți bărbați, gândiți-vă la un ajutor pecuniar din partea unei bănci, din partea unui bărbat care, așa cum am spus, ascendent zodie în Taur, vă ajută totuși cu bani.
vă împrumută. Cam aceasta este etalarea, citirea pentru voi. Vă atrag atenția că aveți turnul pe cunoaștere, pe cursuri, examene, călătorii. Speranțele voastre sunt la locul de muncă sau legate de sănătate și împăratul în schimbări, în transformări. Sunt arcanele majore care sigur o să vă amprenteze cumva aceste aspecte. Eu vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru timpul acordat.